Bună, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. A venit momentul să discutăm despre ce face Mercur retrograd pentru fiecare dintre noi. Mercur retrograd în Taur. Există o emisiune specială despre acest subiect pe canalul DC News, dar aici ne vom raporta la fiecare dintre noi. Îți voi oferi câteva recomandări. Câteva recomandări din punct de vedere teoretic pe care trebuie de fiecare dată să le mapezi pe viața ta. Îți reamintesc că ar fi bine să te uiți și la zodie și la ascendent, să faci un mixaj între cele două și să mapezi de fiecare dată, cum îți spuneam, să pui în context. Bun, hai să începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Mercur retrogradează exact în casa a doua, în casa banilor, iar Mercur în Taur despre asta vorbește. Deci vei avea de-a face cu tot soiul de amânări, de blocaje, de limitări. Înțelegi că e vorba de o sumă, după care va fi vorba de cu totul și cu altă sumă. Se vorbește poate de o creștere salarială, se amână, credeai că o primești într-o lună, dar nu o primești atunci, tot așa. Și să ne aducem aminte, Mercur e retrograd între 21 aprilie și 15 mai, dar va avea efecte până pe 11 iunie. Deci până atunci tot ce înseamnă zona financiară, ce înseamnă salariu, ce înseamnă cheltuiel, ce înseamnă buget investiții, va fi dat peste cap. Nici tu nu știi de unde să mai ai banii de care ai nevoie. Deci, pe de altă parte, ai impresia că ți-ai setat un buget, dar este dat peste cap, nu știi ce să faci, nu știi cum să faci, deci ține-te bine de bani și încearcă să fii cât mai pragmatic în perioada retrogradării lui Mercur. După care, iată, trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Mercur va retrograda în semnul tău. Bineînțeles, tu ești primul luat în vizor, să zicem. Ce înseamnă asta? Că te vei răzgândi de enși pe mii de ori. Că nu o să fii sigur de nimic, că vei fi super interiorizat, că nu prea vei fi comunicativ, că nu prea spui și că ai nevoie de timp, de timp. Odată că Mercur în semnul tău este destul de metodic, dar acum că retrogradează, până iei tu o decizie, iau 10 alții înaintea ta. Poate să pară ceva neplăcut, da? Dar de fapt, tu ai nevoie de mai multe argumente, ai nevoie de mai multe calcule, ai nevoie de mai multe dovezi, da? Deci, pregătește-ți timpul, pregătește-te să ai foarte multă răbdare și tu, pentru că și ceilalți din jurul tău vor trebui să aibă cu tine și nu te grăbi cu nimic. Și ce ți-aș mai recomanda eu ție, să ai grijă cu oamenii, reapar oameni în viața ta. Foarte multe probleme legate de tehnologie, ca așa se întâmplă, știi, trebuie să cheltuiești bani. Și să strică toate alea, trebuie să cheltuiești oricum niște bani, să mai strică toate alea în jurul tău. Foarte multe întârzieri, da? Trebuie să ai mare grijă odată și pe plan financiar și te-aș mai ruga să te mai gândești la ceva, la tot ce înseamnă sănătate, pentru că Mercur se va apropia de Uranus la un moment dat, după ce iese din retrogradare și înseamnă că poate să vină și cu știri vești din acestea legate de sănătate cu care nu știi ce să faci pe moment, da? Deci întârzieri, blocaje, minte încețoșată la un moment dat, dar poate lucrurile se așează până la urmă. Deci în Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Nu vă place retrogradarea asta lui Mercur pentru că va fi în casa 12. Și vedeți voi, intră și Jupiter pe data de 16 mai acolo. E ca și cum retrogradarea asta, vă rog așa, dragii mei, vă zice Mercur că e și guvernatorul vostru, vă cheamă așa într-o ședință și vă zice, dragii mei, energie deloc, așa, exagerați cu orice gând, vă panicați din orice și unde vă duceți? La trecut. Veți încerca să găsiți soluții la problemele prezente cu ce ați făcut în trecut, doar că știți ce se întâmplă? Câteodată soluțiile alea nu au funcționat și în trecut. N-are rost să le folosiți și acum. Așa zice Mercur retrograd în casa 12-a, da? Deci nu insistați pe trecut, nu insistați să vă întoarceți la oamenii din trecutul vostru, că nu, și nu o luați razna. Cu Mercur retrograd în casa a doua, Mercur se va apropia, țineți minte, și de Uranus, da? Nu o luați razna. Veți exagera din nimic, veți face așa, o dita mai, cum să vă spun, apocalipsa. Grijă la tot ce înseamnă vicii și secrete. Deci acum, iată, la RAC sau cei cu ascendentul în RAC, Mercur vă dă peste cap planul Mercur retrograd, pentru că Mercur retrograd va fi în casa 11. Odată că apar neînțelegeri și blocaje în comunicare cu prietenii, cu anturajul, vă decideți să mergeți la o piesă de teatru, dar pe parcurs aflați că nu v-ați asigurat transportul, că nu vi s-a zis că na, costă biletul nu știu cum. Și apar supărare, apar contre, normal, nu? Și Mercur în Taur, când se supără, nu vorbește, mai e și retrograd, nu vorbește de două ori mai mult, deci să ne înțelegem. Deci odată tot ce înseamnă problemele astea în relație cu prietenii, după care, dacă vă faceți planuri între 21 aprilie și 15 mai, mai bine nu.
pentru că nu vă puteți ține de ele. Apare tot timpul ceva neprevăzut, la care o să opuneți rezistență. Și o să opuneți și nu o să vreți noutate, nu o să vezi prospețime. Vă înțeleg că aveți nevoie de siguranță, dar să știți la ce să vă așteptați. Trecem acum la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Ei! Mercur retrograd în casa 10 și anunță vizita lui Jupiter în casa 10. Ce vă recomand eu vouă? Să nu mai aveți așteptări. Dacă șeful vă zice o să faci aia, o să dregi aia, o să participi acolo, o să fii în proiectul ăsta, o să lucrezi și voi stați așa ca niște cățeluși și așteptați doar să vină, nu o să vină. Pe Mercur retrograd nu o să vină. Și pe urmă vă veți supăra, vă veți enerva, vă veți victimiza. Pentru că Mercur în casa 10-a aduce discuții cu superiorii, da, destul de important, retrogradează, readuce ceva de discuțiile, zice, da, mi-aduc aminte că ți-am zis, dar tot nu se vede nimic concret. Nu vă supărați, nu vă enervați, ci acceptați. Că așa e construită lumea din când în când. Cu intrarea lui Jupiter în casa 10-a de pe data de 16, mai lucrurile se vor schimba, abia atunci. Deci nu o luați razna din punct de vedere profesional și nu vă supărați pe șefii. Trecem acum, iată, la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Păi Mercur e guvernatorul vostru. Se duce în casa nouă și va retrograda în casa nouă. Ce se întâmplă? Dacă aveți examene, e o perioadă cam șuie. Pentru că învățați ceva și exact aia nu se dă la examene. Da? Sau dacă aveți examene de redat, reluat, asta e o perioadă bună. Mercur vă ajută. În călătorii, Mercur retrograd, vouă o să vă dea viața peste cap. Probleme când cumpărați bilete, probleme când ajungeți în aeroport, probleme când plecați cu mașina, probleme cu actele, probleme cu întârzierile, tot felul, trebuia să mă duc acolo, cazarea nu este sigură, condițiile nu stă așa, mi s-a spus că e un hotel, dar de fapt e altceva și tot așa. Înhămați-vă cu multă răbdare dacă vreți să călătoriți pe Mercur retrograd sau dacă trebuie să interacționați cu tot ce înseamnă străinătate sau dacă trebuie să primiți vizite din străinătate. Da? Dar altfel pe școală, cu Mercur retrograd, mai degrabă învățați ceea ce nu ați vrea să învățați. Deci la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Mercur retrograd în casa 8-a. Discuțiile despre moșteniri, despre partaje, despre negocieri, despre împărțeli sunt pline de probleme, pline de întârzieri, pline de neînțelegeri și pline de momente în care aveți impresia că oamenii nu vor, dar de fapt nici vreți, nu, nici voi nu vreți și voi ați vrea să aplanați, să întârziați, să mai frânați niște discuții. Da? Dacă vă înțelegeți cu o investiție, da? Vreți să faceți o investiție și găsiți un asociat, nu promiteți marea cu sarea și nu credeți nici ce promite persoana respectivă. Pentru că pe Mercur retrograd am semnat atunci, da? Dar stai că ceva n-am luat în calcul și trebuie să revenim, trebuie să rediscutăm și uite tot așa o să o țineți când e vorba și de banii altora. Iar altfel cu Mercur retrograd în casa 8-a, aveți niște frici greu de și aveți niște, cum să le zicem, niște dușmani imaginari care devin mai importanți decât oamenii actuali din viața voastră. Trecem acum, iată, la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Mercur retrogradează în casa 7. Reapar parteneri, da, pe planul afectiv, sau reapar subiecte. Poate că la un moment dat ați discutat cu partenerul la un moment dat despre un subiect care nu v-a convenit, ați trecut repede peste. Revine! Și până nu se rezolvă, nu o să vă împăcați. Și gândiți-vă că atât timp cât e Mercur retrograd, cu greu găsiți un numitor comun. Important este să discutați despre, da? Cu Mercur retrograd în casa 7-a, da? Vă aduceți aminte ce v-a zis partenerul, ce a făcut și reproșați că așa se întâmplă sau el vă reproșează vouă. Adică trecutul, știți cum este, orice ceartă pare că are un motiv. Dar de fapt ăla e un pretext. În spatele pretextului se ascund motive foarte vechi, chestii trecute. Ar fi bine să le discutați. Și nu e bine să vă întoarceți la foști parteneri. Și nu e bine să intrați în relație acum cu Mercur ăsta retrograd în casa 7. Să zicem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Mercur retrogradează în casa 6. Neînțelegerile cu colegii vor fi la ordinea zilei. Adică între 21 aprilie și 15 mai, colegii una zic, alta fac. Și voi la fel.
atenție, că și voi promiteți multe și mărunte, intrați în discuție, spuneți că știți și aia, se face și aia și când e vorba de făcut, nici voi, nici ceilalți nu fac. Da? Foarte mult stres, pentru că Mercur, după ce va ieși de retrogradare, se va apropia de Uranus și sunt elemente neașteptate la locul de muncă, da? Și vă stresați, vă panicați foarte mult. Vedeți că retrogradarea lui Mercur în casa 6 are legătură și cu sănătatea, și cu analizele, și cu diagnosticul. Vă recomand să mai cereți o opinie de fiecare dată. Trecem acum la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Mercur va retrograda în casa 5. Dacă ați tot amâna niște activități ale copiilor, că ziceți, lasă, când o să am timp, nu o să mai puteți să le amânați. Va trebui să întâmple ceva la grădiniță, la școală și ziceți, domnule, am tras de timp, m-am gândit că poate nu e nevoie, dar e nevoie. Discuțiile cu copiii sunt complicate, sunt pline de suișuri și coborâșuri, pentru că voi le spuneți copiilor ceva și ei înțeleg cu totul și cu totul altceva. Sau ei vă spun voi și voi vreți să credeți alte lucruri, da? Pe urmă, pe plan afectiv, Mercur retrograd în casa 5, e foarte victimuță. Îi place să se victimizeze în față de persoana iubită ca să primească mult mai multă atenție. De fapt, aș putea spune că e foarte dramatic Mercur retrograd în casa 5, așa că aveți grijă. Și cu Mercur retrograd în casa 5-a, dacă vreți copii și ați început un tratament, eu vă invit să căutați mai multe informații, să nu le luați doar pe acelea pe care vi se oferă la clinică sau cu specialiștii cu care vorbiți. Trecem acum la vărsători sau cei cu ascendentul în vărsători. Mercur retrogradează în casa 4-a și apar discuții, reapar de fapt, discuții cu membrii familiei. Sau mergeți la evenimente și vă întâlniți și apar discuții de moșteniri, de împărțel, de casă, de apartament, de covor, de mobilă. Deci odată apar discuții cu familia cu care v-ați născut și apar discuții și cu familia pe care voi vă creați. După care, cu Mercur retrograd în casa 4-a, se strică o țeavă, nu mai merge televizorul, trebuie să vă cumpărați un alt pat, stricăciuni în casă, nu mai merg lucrurile, electrocasnicele, trebuie să aveți grijă și la chestia asta. După care, trecem, iată, la pești sau cei cu ascendentul în pești. Vai! Vă va prii de minune această retrogradare a lui Mercur. Și știți din ce cauză? Saturn a intrat în semnul vostru și vă mai ia din fantezii. Da? Mercur retrogradează în casa a treia, într-un semn de pământ, da? Și vă mai așează și el. Și dintr-o dată deveniți foarte calculați, foarte analitici și sunteți foarte pragmatici. Un lucru bun dacă e să mă întrebați pe mine. În momentul în care vreți să antamați niște lucruri, nu vă mai grăbiți. În momentul în care vreți să vă implicați în anumite proiecte, începeți să deveniți mai selectivi. Pe voi Mercur retrograd o să vă facă mai selectiv. Și e posibil să vă reîntâlniți cu oameni din tinerețe, din școală, foști colegi. Altădată ați fi stat la povești mult și bine cu ei. Dar cumva acum înțelegeți că s-au întors, înțelegeți că din când în când ne mai revedem cu oameni, înțelegeți că din când în când mai auzim povești din astea, dar n-are rost să stăm prea mult acolo la povești, nu? Adică Mercur s-a retrograd în Taur, zice, domnule, da, mă bucur că te-am văzut, ce mai faci? Și discuții, da, te-ai căsătorit, ai făcut copil, pe unde mai stai, pe unde mai ești? Alegeți ce le spuneți, cum le spuneți, după care vă retrageți, ceea ce este minunat pentru voi. Mercur retrograd în casa 3, aveți mare grijă, foarte mare grijă la drumurile pe care le faceți. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine data viitoare.